Un grav accident rutier s-a petrecut în județul Galați, în afara localității Cosmăești. Un bărbat de 65 de ani, care conducea un moped, a murit după ce nu ar fi acordat prioritate unei motociclete. Motociclistul, un bărbat de 36 ani din municipiul Tecuci, a fost rănit și transportat la spital. A fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv pentru opiacee. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.